Rog, o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Te iubesc. Dacă ai ști cât te iubesc. Mi-e tare doar de voi. În ultima vreme te visez tot mai des. Ai rumenit bine cartofii băiatului. Să nu-i arzi cum faci de obicei. Să n-ai grijă mea. Azi am avut o zi minunată. A fost un program grozav la televizor. Ți-ar fi plăcut și ție. Te iubesc. Dragi prieteni, bună dimineața! Nutriționiștii spun cam așa. Să mănânci micul dejun singur, prânzul să-l dai prietenilor și cina să o împarți cu dușmanii. Însă, doamnelor și domnilor, viața noastră e făcută, cred, din trădări duioase. Niciodată n-am respectat prescripțiile acestor nutriționiști. Mai mult decât atât, astăzi împart micul dejun cu un invitat de onoare și vă fac și pe dumneavoastră părtași. Domnule Mircea Albulescu, bine ați venit! Bună dimineața! Doamnă, să rămână, bine v-am găsit, bine ne-am găsit. Bine ne-am găsit. Iată deci. La ce oră v-ați trezit astăzi? Că eu mi-am făcut așa griji de întâlnirea asta a noastră, să fiu veselă, să mă îmbrac bine, încât mă gândeam, oare cum vă e până porniți spre noi aici? M-am trezit la 7 ca în fiecare dimineață. În fiecare dimineață mănânc micul dejun de care vorbeați mai devreme. Dar acum nu l-ați mâncat, că sunteți invitatul meu. Eu zic să facem comanda. Da. Ce-ați dori? Eu îmi doresc croissant cu o cafea. Da. Și mai vedem noi. O cafea și cu ce mai dă Dumnezeu atunci. Domnișoară... Da, a căzut răspunderea pe ea, țăraca, ce să-i dau acum, lui să-i plac. Îmi place absolut orice. Am un caracter destul de dubios. În sensul că imediat caut să văd ce ar place cuiva la mine. Aha. Și atunci eu vreau să... Apă! Bună apă! Fără mulțumim, bube. V-ați gândit perfect. V-ați gândit perfect. Și portocale, o completare da. Sigură. Vă mulțumesc! Da, da. Uh-huh. Și croissant. Până vine și cafeaua... Eu vă dau înapoi croissant și la sfârșitul emisiunii am să spun de ce. Da. A? Da, și da. Pentru mine cafea. Cafea, cafea. Mulțumesc. Cafea, cafea. Bun, până aici. Credeți că aș putea să mă hazardez vreodată să împart oamenii după ceea ce mănâncă la micul dejun? Sigur că da. Oamenii pot fi împărțiți după toate pe lumea asta. Uh-huh. Iar după micul dejun, cel mai simplu lucru. Pentru că dacă mănâncă bine, înseamnă că ori mănâncă de 3 ori pe zi enorm și trebuie să aibă neapărat 160 de kg, sau cine știe, este singura lui masă adevărată și atunci trebuie să-l înțelege. Când viața mi se părea mai lungă, beam așa cafeaua la volan, repede, și mi se părea că voi avea timp vreodată să-mi tihnească. Acum nu, și le-am zis odată studenților. Ați văzut cu Proust, cu Madlena, o pune în ceai, se mai gândește. Ce credeți? Și i-au stat așa. Și tăcere. Și la un moment dat cineva zice, ce s-a întâmplat? Ce e aia, Madlena? Reperele trebuie revăzute și reamintite. Așa e. Pentru că dacă eu, în primul rând, la 80 de ani și 6 luni, știți cum e? Când e copilul, are un an și 4 luni, se spune, cât are băiețelul? Un an și 4 luni. Când ai trecut de 80 de ani, se întoarce. Zice, cât are? 80 de ani și 3 luni jumate. Mie mi se pare că puneți un mare preț, așa cum e normal, dacă numărăm 80 și o lună și 2 și 100,
vă doresc să fie cât mai multe acolo, în așa fel încât să mai avem niște mic dejunuri de luat împreună. Ce trebuie să căutăm între noi doi este împreuna. Așa e. Nu mica dejuna. Atât. Sunteți de acord că acest împreună e tare delicat și volatil? E aproape, cum ziceți dumneavoastră, un fluture înlesă și când zic că l-am înhățat, a și zburat. Care frumusețe! Dacă a luat înhățat, rămâne acolo. Niciodată nu mai căutați un altul, pentru că la iarnă, e aici, ce mai ai turavura? Fuga de sub această capcană este, de fapt, esența vieții noastre, indiferent de ce îndeletnicine avem. Că odată ce am prins, odată ce e a noastră, odată ce e sechestată, arestată, cum doriți dumneavoastră, păi nicio problemă, că e doar ea, ce e a mea, nu mai mișcă nicăieri. Lucrurile perfect stăpânite, ca atare, după părerea mea, își pierd din interes. De acord. Și uneori, chiar și în cunoaștere, în știință. De mea, toți băieții ăștia de acum un secol jumate, două, trei, câte sunt, decât s-au toți căznit noapte de noapte să mai inventeze ceva, după ce au avut succesul respectiv și au dovedit că este așa cum a gândit el, dar dacă. La noi, în actorie, există această vorbă. Dar dacă și condiția dată. Personajul pe care trebuie să-l joci, trebuie să-l cauți, să-l definești, să te definești pe tine prin el, prin aceste două propoziții simple. Dar dacă. El cum reacționează într-o asemenea situație? Păi ca să aflu situația, trebuie să știu condiția dată. Și atunci la noi se spune, așa le spuneam copiilor la școală, dar dacă în condiția dată. Dar când am un personaj pe care îl inventează cu mult dar regizorul, cum a făcut Șerban Marinescu pentru dumneavoastră, și e personajul ăla din cel mai iubit dintre pământeni, așa de puternic, încât îmi vine să cred că există în carte, deși el e aproape invizibil, e un rând dintr-o carte. Și l-ați făcut să fie o persoană. I-a cerut să-i dea un pulover, asta este în carte. Așa e. Exact așa. Așa este. 27. 28. 29, 30, 31, 32. Am să spun ceva. La ciorbă. Pe tipă, a la grec. Pop de ter, a la grec. Așa. Șucru, a la grec. Pe tipă, a la grec. Așa. Oh, uite, gabela spartă. Ia trece acute. Așa. Șucru la grec. Grecule, trebuie să mă ajuți. Dumnezeu cred că vrea să mă umoare. E de serviciu cu mine la bucătărie. Hoț! Se la luptă finală, grupul nu e de mă. La internațională, la pod. Dumnezeu să-l odihnească pe prietenul meu și colegul nostru de atunci, adică ne juca rolul principal, știți la cine mă refer. Da. De-aia nici nu vreau să-i spun numele, pentru că sunt sigur că toată lumea. Păi, dar de ce? Că e Iordache, viu. Sigur. Exact. Ștefan Iordache e cu noi aici, ați spus-o dumneavoastră. El când a văzut cum mi-am făcut ochi la care am muncit o lună de zile. Am fost la optetică de la Spitalul Militar, și mi-au făcut acest ochi, pe care ochiul el este o sferă care se bagă în gabana, care nu există ochi. Dar acolo trebuia să facă ceva care să fie pe deasupra ochiului, o să mai rămână totuși, chiar și după acest film. Cu toată dragostea din lume, cred că a fost cel mai mare moment de dragoste pe care l-am primit de la cineva. M-a înjurat. De ce? Era prea adevărat? Deci m-a înjurat. El era atât de uimit și de fericit într-un fel că ăsta, ia uite ce a găsit. Și m-a înjurat. Și eu am fost foarte, foarte... Singura dată când am fost foarte, foarte fericit când cineva mă înjură în față pentru ceva ce am făcut. Da, cred că a sunat ca un compliment. Îmi dau seama perfect. Sigur. Dar cu Marseeza pe care o cântați așa din toți bojocii, că eu ziceam, Doamne, cum cântă, că asta nu știam că poate face atât de bine. Și asta cum a fost? Aia a fost de la tata. Tata a fost dirijor. Știu, de fanfară militară, exact. Și militar cu semne regale, hai să spunem tot. Și atunci, toată copilăria mea din tâi, mi-am petrecut-o la regimentul de jandarmi Fedeștri,
stând pe lângă taică meu, care acolo conducea fanfara respectivă, care avea și o formație mai mică, care mergea la palaciu de fiecare dată. Eu eram la micul, lăsați-l și pe ăsta, că n-am cu cine să-l las acasă. Asta era scuza lui. Noi aveam mamă, aveam servitoare, aveam ordonanță ca pe vremea aceea pentru ofițer, dar el a găsit asta ca să poată să mă ia cu el și să-mi placă ceva din îndelicirea asta. Am sărit în partea. Ce cadou ați primit de la rege de Crăciun, de Paște? Ați primit câteodată? Da. Am primit. De obicei de cărți. Uh-huh. Cărți. Mai de copii, mai de... Era destul de... Cine făcea cadourile era destul de înțelept, ca să zic așa, și știa să ofere ce era de oferit. Adică, după părerea mea, marele semn de noblețe nu este să-ți dau un vou sau o casă. Așa e. Este să-ți dau un mic lucru care, într-adevăr, să însemne ceva pentru amândoi. Pentru mine, care îți ofer, și pentru tine, care primești. Nu valoarea intrinsecă a obiectului, ci valoarea gestului de a primi, de a oferi în același timp. Păi să vă spun ce mi-ați dat dumneavoastră mie. Mi-ați dat atât de multe vieți că eu nici nu mai pot să le număr și nici nu mi-ajunge emisiunea asta să le pun în ordine. Că sunt vreo 3000 de vieți din teatrul radiofonic care mie îmi plac de mor. Dantonul ăsta al lui Camil Petrescu îmi place cel mai mult. Foarte mult. Și toate vocile. Și după aia sunt viețile nenumărate pe care le găsesc și în literatura dumneavoastră, despre care se vorbește puțin, dar eu o să-mi iau azi revanșa. Și după aia, în toate filmele pe care le-am văzut, în toate, sunt atât de multe vieți încât cred că un dar extraordinar pe care îl putem împărți. Este dorința de a oferi această trăire celui care vine la... Nu numai per divertire, cum spune băiatul ăla, ci dimpotrivă, la un moment dat să plece cu un gând. Ia uite, domne. Iar în momentul când el, spectatorul, spune la un moment dat, ia uite, domne, înseamnă că am câștigat un om pentru noi, pentru munca noastră, fie că este pe scenă, fie că este pe micul sau pe marele ecran. Asta este speranța mea, sau a fost, acum sunt mai puțin activ, ca cel care vine în sală să plece spunând, ia uite, domne. Știți când am zis eu, ia uite, domne? Nu vreau să vă dezamăgesc, dar acum vreo 2 ani, când v-au chemat și v-au spus că un teatru de la municipal de la Câmpina se cheamă Mircea Albulescu, eu cred că era singura dată când v-am văzut cu un trandafir la reverul smokingului și am zis, ia uite, domne, au făcut-o și pe asta, bravo. Dar după aia mi-am zis, l-au clasicizat, dar ce o să facă apoi? E un loc în care se joacă teatru de către copii și elevi, în principal. Asta e foarte important. Și e bine pentru că dacă vrei să mă înțelegi exact, câștigul se împarte pe din două. Jumătate sau o treime este pe scenă unde copiii ăia se manifestă și joacă teatru, chiar dacă mai târziu nu vor face. Iar rest, celelalte două treimi sunt în sală, oameni care nu sunt numai părinți. Dar chiar dacă sunt numai părinți, își văd copilul într-o cu tot o altă lumină. Ia uite, vorba noastră, ceea ce este un lucru minunat. Am citit inclusiv teza dumneavoastră de doctorat. Tare mi-a plăcut. Pentru că lumea vorbește foarte mult despre imagine. Ați văzut, cum spunem, o imagine face mai mult decât 1000 de cuvinte. Oare? Pentru că eu, venind încoace cu un taxi, îl întreb pe băiat, ce crezi despre Mircea Albulescu? Care e elementul cel mai important la acest om? Și a zis, păi un monstru sacru, nu un om. Sprâncenele și mai e ceva, vocea, zice. Știe că în fiecare seară are cel puțin două spectacole de teatru radiofonic. Pentru el este un pahar cu apă rece. Nimic mai bine venit în viața noastră de toate zilele sau în serile noastre mai înserate, chiar unele și nopțile mai adânci, când la un moment dat simt nevoia să bei un pahar cu apă rece. Or, tot ce a fost teatrul radiofonic, sigur, este de departe munca cea mai asidă pe care am dus-o în teatru. Am avut noroc că și cei care au fost regizori, începând cu ei bătrâni, cu Mihai Zira, nemai vorbind că mai am și un orgoliu. Ei sunt 10, 100, 1000, 10.000, că Dumnezeu deschide radio și 10, 100, 1000, 10.000 de oameni ascultă o piesă și văd alt spectacol. Asta îmi place, că m-ați întrebat... Ei devin foarte creatori. M-ați întrebat ce... Că, sau nu m-ați întrebat, de fapt ați spus că sunteți curios ce-i place fiecăruia la dumneavoastră. Pe mie îmi place asta, ce ați zis,
dacă ascultă 1000 de urechi și văd o altă piesă, fiecare vede o altă piesă. Deci vede, nu aude. Da, atenție. Da, e limpede. Și pe urmă mai e ceva după care mă dau un vânt de nu mai pot. Și anume, că nu ziceți niciodată arta cu majuscule, ziceți tare grațios așa, îndeletnicirea asta a mea. Da, păi asta este. Eu sunt un om ca el, ca el, ca cu oricine. Dar eu am o îndeletnicire pentru care m-a binecuvântat Dumnezeu, trebuie să mărturisesc. Nu m-a binecuvântat 100%. 10% are și diavolul băgat în coada lui. Păi se poate îndeletnicirea asta fără coada diavolului, nu cred. Iată deci. Mm-hmm. Și atunci e un lucru minunat, pentru că eu ce vreau să fac? Eu actorul, nu vorbesc despre mine, Doamne ferește. Vreau să fac să uite de el și să creadă că e cu mine. Și atunci de aceea plânge, de aceea râde, de aceea se crispează, de aceea se sperie, de aceea nu se sperie, de aceea... Pentru că începe să devină părtaș cu mine și începe ca toate cele care au fost la început ale mele, asta e un lucru la care țiu foarte mult, să devină ale noastre. Deci ce faci, plângi? De ce? Nu știu, dar uite că... Nu știu. Cel mai sincer răspuns. Nu știu. Deși i-ați spus altcuiva, nu mie, că sinceritatea asta a actorului și onestitatea nu e mare lucru, pentru că ziceți, mie îmi trebuie, domnule actorul, să mă plimbe, să mă ducă, să fie onest cu mine, să mă încânte, să mă emoționeze. Bună mea, eu cred cu totul altfel, iartă-mă, sunt aici la masă, vom bea, vom mânca aceeași fel de mâncare, nu-l duc eu, eu trebuie să-l fac pe el să vină după mine. Asta, asta e o chestie într-un fel mesianică. Mântuitorul nu i-a îndemnat, nu faceți, fiți soft, m-a plecat înainte. Uh-huh. Și lumea aia, cât e lume care înțelege ceva, a plecat după el. Și mulți nici nu știau de ce au plecat după el. Și nici unde se duc, drept e. Absolut. Dar așa. Zice, dă-mi, mulți dintre noi în lumea noastră, nu știu cum e la domnii ingineri, cea mai mare bucurie a noastră atunci când undeva în mijlocul spatelui simțim o palmă care ușor, ușor ne împinge și înțeleg, dă-i înainte că o să fie bine. Dă-i înainte. Deci încrederea nu este în mine 100%, că atunci se cheamă că sunt încrezut și fără doar și poate până la urmă voi greși. Dar în momentul în care există acest suport care spune, hai așa, acum, du-te mai departe, vezi. M-a absolvit de răspunderea în fața lui Dumnezeu de ce am făcut așa și mă bucur foarte mult să împart cu el, cu proprietarul acelei palme calde, bucuria de a fi văzut că la un moment dat în sală se oprește respirația. Asta este... Aplauzele sunt aplauze, este o formă, mă rog, mult mai dragi îmi sunt clipele astea când înțepenește sala. Fiindcă tăcerea e cel mai divers lucru, ați zis, și asta îmi place. E adevărat, pentru că atunci se creează această punte splendidă de diamante între mine și toți dânsii care sunt. Tăcerea mea nu poate să se cunune decât neapărat ca să fie foarte fericită cu tăcerea lui. Da. Ar fi fost bine să fi fost copilul meu. Era bine să mă fi iubit. Eu sunt un bărbat adevărat. Eu nu te-aș fi dat pe mâna șerifului. Orice ai fi făcut. Chiar dacă mă jupuiau de viu. S-au întâmplat mult mai multe decât îți închipui.
duc la vite. E o lecție supremă pe care ați spus de mult că ați luat-o dintr-o altă lecție foarte dură. Cândva în anii 40 ai României, în plin război, când erați refugiat în preajma Bucureștiului cu tatăl și cu mama, și tatăl venea, acest minunat Vasile Albulescu, care făcuse conservatorul și dirija fanfara militară a jandarmilor pedeștri, și la un moment dat v-a adus ciocolată. Și ați împărțit această ciocolată care stătea lângă pâine cu un copil din sat, care a scuipat-o că nu i-a plăcut. E foarte adevărat. Și e de aici concluzia dumneavoastră de artist. Nu pot să fac arta mea decât dacă cel căruia îi dau bucata asta de ciocolată o mănâncă și îi și place. Dacă îl fac, să o mănânce. Ciocolata mereu apare dincolo de rampă, pe marginea rampei. Și el se uită la ea, nu o iau bun. Ia uite, doamne. Deci asta este și pentru pictor, și pentru compozitor, și pentru orice îndelnicire, ca să zic așa, artistică, eu ofer și trebuie să am grijă dacă el poate să primească, să recepteze și în același timp să se bucure, creind el adevărata a doua valoare. Receptorul care se bucure de ce a primit, de ce vede ce îi se întâmplă, este la rândul lui creator de stare fericită. De stare fericită, de bucurie, de tot ce este. Asta este. Pot să mă lupt cu teatru sau cu filmul, dar mai ales cu teatru, că e mai mult al dumneavoastră decât filmul, cred eu. Împotriva violenței, a uitării, pot să fac din asta un medicament perpetu pentru cei, nu puțini, care refuză ciocolata, cum vorbeam. Da, cu condiția să se spele pe suflet. Asta e greu. Foarte greu, dar absolut necesar. Ca să poți să intru într-o sală de teatru, nu mai spun într-o sală de concert sau asta, vă zic, dar orice sală unde se întâmplă un lucru, trebuie să fiu spălat pe suflet. E adevărat că știu, am mai auzit bucata asta, am mai văzut piesa asta, o știu. Și de ce mă mai duc o dată? Păi ia să vedem. Acum, cum este contactul meu cu același text într-o altă interpretare? Cum este contactul meu cu aceeași simfonie într-o altă interpretare? Pentru că există. Cât de precisă este îndrednicirea asta a muzicii clasice, există multe modalități de a-mi afirma propria personalitate, eu, dirijor, cu tine, orchestră, ca să spunem de mai, hai să vedem, că am auzit că... La ei este pe auzite, la noi pe auzite este numai zvonul. Zice, ai fost, ai văzut? Nu, trebuie să vezi. Dar de ce? Dom'le, zice, nu știu de ce, dar trebuie să vezi. Mi se pare categoria cea mai esențială, într-un fel, în relația spectacol, devenire și spectator. Cel mai mult iubesc pe cei care, dom'le, îmi place din cauza că atunci, în momentul ăla, când se întâmplă, și tragă, și face praf tot. Având poate dreptate. Nu, îmi place curățenia sufletească a celor care spune, îmi place foarte mult. De ce? Nu știu. Iată ceea ce înseamnă o anumită deschidere. Deschidere care nu ține seama de informațiile mele la un moment dat, ci ține seama de faptul că eu am putut, nu știu cum, să fac drumul. Ce am oferit eu este una, ce recepționează el este alta. Drumul este întotdeauna un mister. De aceea, într-o seară, ei mai cască, mai vorbesc, mai... Până la un punct, când începe emoția asta, să intre în trafic, dar în altă seară întârzie, ca această punte să se întindă peste nodint între scenă și sală. Și puntea asta e ceea ce căutăm. Noi zicem într-un fel destul de comun, succes. Dar, de fapt, cred că este o punte, da. Cât veți gusta din cafeaua asta care se răcește, nici eu nu știu de ce mi-a plăcut momentul ăsta de arhivă pe care l-am scos din tezaurul nostru de la TVR. O să ne uităm împreună un minut, două, trei și revenim lângă porția noastră de cafea. Știți de ce? Că vreau să vă întreb în ce relație sunteți cu istoria. Se poate că dojana și îngrijorarea mea, pornite din dragoste, să te mâhânească atât de mult? Din zor și până în seară de soarta regatului meu răspunde spada mea și ducere de alma.
dragostea soției mele. Doar ochii mei. Dacă te-am supărat... Se spune că sunt omul cel mai bogat din țările creștine. Dar toate acestea le-a avut și altul la fel mai înaintea mea. Și toate acestea le vor avea la fel și alții după mine. Ce are regele i-al țării întregi? Petinează. Eu nu pot să vă întreb despre istorie cu I mare sau cu I mic de mână dacă nu vă întreb întâi de toate despre Dumnezeu, pentru că așa cu o mamă catolică și atât de frumoasă, și poloneză care știa ungurește, și un tată ortodox, în ce raport cu Dumnezeu v-au lăsat acești părinți minunați? Părinții mei și-au împărțit sarcinile în ceea ce privește creșterea ăstuia mic. Singurul, cu mama de altfel. A fost în fiecare duminică la biserică. La Bărăția, așa? La Bărăția. Și am făcut a fost o tragedie, că am vrut să fiu și o ministrant. Dar ce aveau așa spectaculos copiii ăștia care îi ajutau pe preoți? Jucau un fel de teatru? Erau o sarcină precisă. Trebuia să ia, să ducă, să dea, să întoarcă, să ducă. Știa ce are de făcut. Avea un rol foarte precis. Și mama n-a avut cum să-mi explice că eu sunt ortodox după tată și nu sunt catolic după mamă. Era atunci un preot cu două capete mai înalt decât mine, la Biserica Bărăția. După părerea mea, este numărul 1 în etalonul de bărbați superbi pe lumea asta. Și atunci mama a spus, ajutați-mă, zice, într-un fel să pot să-l liniștesc, să... Și atunci el a spus, haide, zice, după masă, mai veniți odată cu el. Și el a venit, m-a îmbrăcat în hainele de ministrant, m-a plimbat prin altar, mi-a explicat fel de fel de lucruri care erau de... Și am pus mâna pe lucruri de neatins, de fapt, pentru un creștin normal, nemai vorbind de un ortodox într-o biserică catolică. Și zice, acum ai văzut, asta este. Când ai să te faci mai mare mai târziu, o să mai vorbim despre asta, dar deocamdată nu mai chinui pe mama, că ai văzut. Și a fost atât de blând cu mine, a fost un lucru minunat. Deci cu mama am fost la biserică, cu tata am fost la cârciumă. Pentru Maria Tănase, care cânta acolo, știu. E dovale, sigur, nu? Că da. Tata a fost un timp nemaipomenit, dar a avut, nu pot să spun păcat. L-a îndemnat Dumnezeu să fie bețiv și bea. După când termina treaba, bea. Mai ales că el, ca prin funcția pe care o avea acolo, toată lumea îl chema Nea Vasile. Vino, adu-mi, stai jos, stai să... Nimeni nu l-a întrebat toată, bea, mai târziu fiind așa, mi-a spus odată, bă, băiete, zice, auzi, că am stat cu atâția mii la masă. Toți m-au întrebat ce beau. Unul nu m-a întrebat ce mănânc. Da, cam așa se întâmplă. Însă toți cei care beau așa sunt artiști, eu cred. Eu așa cred. Suntem aici, lângă scriitori, știm. E vorba lui Caragiale, știm noi. Bea pe bezerie, mănâncă vădatorie și s-a umblăcat după nevestele oamenilor. E adevărat asta. Cred că literatura cea mai bună umblă după nevestele oamenilor. Pentru că dânsele le place romanul, le place schița, le place eseul. Și atunci, încet, încet, ar vrea să-l cunoască și pe cel care a fost autorul. Și uite, asta e, vezi? Ei, asta se întâmpla când lumea era mică, dar acum... Eu încă țiu de lumea mică, iertați-mă, mai stau puțin până va fi. Eu nu sunt de acord cu asta, pentru că în ochii mei, aici la mic dejun, că mâncăm aceleași feluri, cum ați spus, da. Eu zic așa că sunteți un mare supraviețuitor din două lumi și eu mă simt un om vechi care a plecat dintr-o lume și a ajuns în alta. Ce făceați la Revoluția din 89? La Revoluția din 89 eu nu făceam nimic, eram cu minte. Am stat cu minte, n-am ieșit în stradă. Și după aia n-ați tricotat speranțe imediat după? Iertați-mă, aici cred că sunt de altă părere cu dumneavoastră. Nu eu tricotez speranțe. Speranța mă tricotează pe mine.
ajung la un moment dat dintr-o lume de speranțe să fiu la rândul meu un părtaș la ceea ce crede toată lumea și mă înscriu la rândul meu. Nu eu am croșetat ca să creez speranțe pentru oameni. Am crezut și cred și acum că asta este o mică aripă de noblețe a îndeletnicirii noastre, când strădania mea este să te fac ori să zâmbești, ori să lăcrimezi, ori să te gândești la ale dumitale sau ale noastre sau ale cuiva și să spui, dă Doamne și mie, să oferească Dumnezeu și pe mine. Știu că vă place muzica și acum știu de unde, de la tată. V-am văzut adesea la Ateneu, v-am văzut și cu maestru Licareț și cu alții împreună. Da, Licareț îmi dă locul nevastă să mai rău să stau acolo, în loja 4, acolo sunt, când nu am servici. Cu alte cuvinte, bun prieten aveți în preajmă. Și despre ei să spunem un cuvânt. E Veroiu, care aproape a făcut roluri special pentru dumneavoastră. Îți mulțumesc din suflet că ai vorbit la prezent. Uh-huh. Da, și pentru mine există toți. Da. Pe Ștefan Iordache l-am pomenit. E adevărat, da. Da. Nu, aș începe acum să enumăr. Am Zapela ar fi primul, nu? Campionul în listă. Sau nu? Noi am fost și la școală. În anul 34 am fost... S-a desființat Institutul de Cinematografie și s-a comasat cu Institutul de Teatru și atunci el a venit la noi în clasă și am fost colegii de școală, am fost colegi de îndeletnicirile care au fost, am mai fost colegi de ceva, de pescuit. Și de vânătoare, cred. E adevărat. Și atunci ăla este un loc în care, în așteptarea musafirului care va veni, fie el pește sau iepure, totuși stai de vorbă. Eu am fost de puține ori la el acasă, el de puține ori la mine. Și totuși între noi a fost o prietenie extraordinară, tocmai pentru că Iag avea un loc într-o pădure sau pe o margine de apă unde stăteam ore întregi, așteptând să ne împrietenim mai tare. Nu neapărat să împușcăm sau să scoatem un pește din apă. Puteam să jur că n-ați mâncat niciodată vreun păstrăv sau vreun crap așa pus pe farfurie. De fapt era vraja pădurii, a undiței din apă. O, Doamne Dumnezeule! Vă mulțumesc foarte mult că m-ați chemat aici. Nu este finalul discuției noastre, dar acum simt nevoia să îți mulțumesc. Pentru că foarte mulți care au fost o viață întreagă pe scaunele din fața mea sau de lângă mine, nu mai sunt. Și în clipa de față stând noi două de vorbă. Femeile sunt dintotdeauna sexul tare, vă rog să mă credeți. Sau cel mai tare, sau mult mai tare. Mă simt bine. Mă vedeți, simt bine. De asta vă iubesc, că puneți întâi femeile cu temperamentul și forța lor și după aia domnii care vin și culeg, ce culeg ei? Roa de pe floare, nu? Cred ei că culeg ceva, nu culeg nimic. Nu? De chiar nou. Nu? Chiar nu, 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 nimic. Efemer, așa, din când în când mai... și gata. Se întoarce înapoi în funcția lui. El trebuie să fie capra peste care femeia se suie sare. Se duce departe. Ce m-aș face fără acest umor pe care azi l-am împărțit cu toți cei care au luat mic dejunul cu noi, însă eu am făcut o promisiune și vreau să mi-o respect. Pentru că mă întristez totdeauna că puțin vă întreabă de unde începe literatura dumneavoastră și când. Eu am citit-o pe toată. Toate volumele de poezie, Fluture în lesă de aur, îmi place foarte mult, dar la fel de mult îmi place și Pajura singurătății, îmi place și proza scurtă. Vedeți, dumneavoastră, noi avem un text. Primim un text. Ăla nu arată ca o carte așa, arată o chestie de dosar așa. Chiar atât are alb așa pe marginea asta unde... Și atunci, citind textul și pregătindu-mă pentru ce va fi fiind, dacă va fi, dacă regizorul va voi, dacă se va întâmpla, îmi notam fel de lucruri care erau să idei pe loc. Care treceau pe lângă rol, nu? Pe lângă prima formă. În lumea noastră, ideile sunt foarte trădătoare. Așa e. N-ai prins-o de coadă când ți-a venit? Salut! Cine știe când vine și atunci vine îmbrăcată cu alte haine. De fapt, sunt... Hai să mă folosesc de un alt titlu din versuri. Sunt vizite, nu? Da, da. Nu? Exact. Sunt vizite, clar. Pe cuvântul meu, donare, opriți. A zis vizite, gata, nu mai trebuie spus nimic. Și atunci am citit odată, după ce s-a fost premiera, zic, ia uite mă, ce am scris aici. Și erau unele propozițiuni, unele căsătorii între un verb și un substantiv, uh-huh, care zic, dar asta ar putea să fie ceva, hai să le scot deoparte.
Le-am scos deoparte, deoparte, deoparte. Și până la urmă, asta a fost primul volum de poezie, care, de fapt, era o mărturisire unor dorințe. Nu atât un mod de a, de a studia, de a spune părerea despre, ci asta a fost primul volum. Mircea Ibănescu. Zic, uite, am scris, nu știam așa, eu venim la teatru, uite așa, zic, uite, poate asta una, poate asta la altă, a treia, lasă-le mă, pune-le la un loc și dă-le drumul. Știe el ce spune. M-am simțit jignit în prima clipă. Adică, cum nu mă alege, nu nimic, adică nu poate să fie totul. Lasă-le așa, dacă le-o citi cineva, ala o să spună că asta e bună, că asta e prostă, nu contează. Și așa am început. După aia am ținut o rubrică la vreo două ziare săptămânal și unele dintre gândurile de acolo au devenit până la urmă niște poezele, așa. Și asta a fost fluturile meu în lese de aur, ca să zic așa. Dar vă place între autori? Recunoașteți că e un pic altfel decât între actori? Eu acasă, cu mintea mea, așa, îmi scriu ce am de scris și când zic, ce faci, nimic, mă, să mă țineam așa, nu, da? În timp ce ăștia actorii sunt pe față, pe viu. Uh-huh. El îmi dă replica. Și când ieșim afară, ne luăm la bătaie, dar câtă vreme suntem în spectacol, n-avem ce face. Și atunci căutăm, într-adevăr, să ne cățărăm unul pe celălalt, în adevărul situației. Pentru că se cunoaște imediat când te faci cu ochiul, când nu ești atentă, când nu ești, și când zici așa ca să fie zis. Or, aceasta este partea cea mai frumoasă a îndeletnicirii noastre, pentru că noi ne jucăm chiar viața, jucând viața. Eu mă gândesc că dacă ați fi rămas, Doamne, bine că nu s-a întâmplat, la acel Iorgu Albulescu din acte, da. E un nume de boier. Îmi place, dar mi-l imaginez ca pe un banchier cu papion. Ia, da. Jucați-l un pic pe Iorgu ăsta, care stă pe hârtie și nu-l cunoaște nimeni. Și poate am să-l joc imediat, dar pentru asta trebuie să cer voie mamei. Eu zic că ne îngăduie. Mama a hotărât să-mi zică Mircea. Știu. Ea fiind o unguroică, de unde era în capătul țării, de unde să-i vină ei Mircea. Fiecare om zice ce vrea și eu gândesc bine despre mama mea. A fost, cum bine ați spus la începutul discuției noastre, o femeie frumoasă. Când am început meseria, Doamne, câte acte am umblat din alea, să le adevenește prin Zenza Albulescu vei Iorgu. Este aceeași persoană cu Mircea Albulescu și invers. Mai era și Constantin de la Naș și Iorgu de la Botez. Așa. Iar în acte sunt Iorgu, Botez, în actul de Botez nu mai scrie nicăieri de Constantin. Ce să facă, tata, nașul lui era un general, Dumnezeule, care m-a băgat în cristelniță. Și a spus să botează robul lui Dumnezeu, Constantin, mire Dumnezeu, să-mi zic cum vrei, că tot îi zicem cum vreau eu să-i zic Iorgu. Și când vă luam, mama a tăcut în gură, n-a zis absolut nimic. Și când am început să ne înțelegem, a apărut numele de Mircea. Iar taică-mă, ca un om înțelept care era, a spus, bine, Dumnezeu, dacă mai dai o rând de vină, zic, sunt de acord. Și Iorgu le-ar fi plăcut unora. Eu așa îl văd, ca pe un finanțist mai ceva decât Muguri Sărescu. Dar actorul i-a întrecut pe cum toți. Cum ar fi să-l chime Iorgu Isărescu? Zicea lumea, ne duce cu Iorgu, să nu e bun. Dacă lucrezi în finanțe, nu e bine să-l chime Iorgu. De ce? Păi aia, nu e umble cu Iorgu, e vorba, nu e, se face pe Iorgu, se închide Iorgu, dacă nu e adevărat. De fapt, asta ar fi ceea ce mi-aș dori cel mai mult, să nu fie nimic adevărat, dar ei să plângă și să râdă cu mine seară de seară. Iar eu, când ies de acolo, să ies alu Albulescu. Atât. Terez, tu știi la fel de bine ca și mine în ce situație se află calitățile mele fizice. Da. Ești urât. Noi. Ești urât. Toată ființa mea ți-o spune. Această creatură de-abia reușește să-și forțeze buzele pentru a putea rosti minciuna, dar totul în mine strigă adevărul, tot brațele, arterele, picioarele. Gura lui Agnes vă doresc mai mult decât tibia și peroneul dimitale. A mărturisit. Dar pentru Dumnezeu, ce au toți contra mea? Ce am mărturisit? Greșeala dumneavoastră. Crima dumneavoastră. Cum ați vrea ca președintele să fie frumos cu un anturaj, într-un decor care îi spun mereu că e urât? Asta este, acum am înțeles decorul, acum am înțeles. Ce ai înțeles? Stingherea care mă cuprinde nu numai în preajma ta, dar și în preajma obiectelor tale. Totul îmi spune că sunt urât. Furoul tău lăsat pe spătarul scaunului îmi spune că sunt urât.
Ciorapii te-ai lăsat pe toaletă, îmi spune rău că n-au un picior. Pila de unghii de pe noptieră îmi aduce aminte că am degetele boante. Totul îmi spune că sunt urât. Până și pendula de onix îmi spune în permanență. Ești urât? Da. Pentru Dumnezeu, ce se petrece aici? Ce vor toți acești monștri? Ți-am dat viața mea și talentele mele. Locuim împreună în același apartament și împărțim un dormitor, a cărui cuvertură de pat a fost brodată după un desen imaginat de mine. Nu-mi vegheat întotdeauna ca friptura ta să nu fie niciodată prea arsă și cafeaua ta niciodată prea dulce. Datorită mie, ești unul din puțini bărbați care au întotdeauna buzunarul de la piept. O batistă impecabilă și în pantof, un ciorap fără gaură. Eu sunt aceea care... O clipă, Terez. Îmi spui că sunt urât pentru că sunt urât? Sau îmi spui că sunt urât pentru că asta te amuză și te răzbună? Nu, dragul meu, pentru că ești urât! Eu cred că aici, împreună cu mine, ați fost cu toate numele, și cele civile, și cele ale publicului, că eu aproape pe Mircea nu-l mai am, pentru că zău că mi l-au mâncat atâția, care v-au întrebat, v-au admirat, v-au aplaudat, v-au invidiat. Vă simțiți un om invidiat? Eu cred că da. Da, bineînțeles că da. Uh-huh. Păi, de atunci m-aș lăsa de meserie. Dacă n-aș crede că cineva spune așa, să fiu acolo, să fiu acolo. Iar vreau să vă rog ceva. Atenție la camere, nu vă supărați, da? Mă mișc mult și mare. Vreți să-mi dați puțin mâna dreaptă? Vedeți cum o dă? Închideți. Stați puțin. Asta e un gest din film pe care l-am făcut noi. Să-mi dea Dumnezeu sănătate. Să-mi dea și un pic de har de la dumneavoastră. Eu așa aș vrea. Doamna, nu. Harul este la dumneavoastră. Nu aveți nicio grijă. Mă pricep la har, adică să-l văd la altul, nu în sensul că eu aș fi hăruit. Dar mă pricep la har. Faptul că ați scos de la mine câteva cuvinte în această zi este un har extraordinar. Sunt cam taciturn, așa, de felul meu. Recunosc. Asta nu crede nimeni. Un student... Lăsați-mă să-l creadă el că vor să mă contrazică după exemplul dumneavoastră. Un student de-al dumneavoastră și sunt mulți și talentați și iubitori. Asta îmi place. Dar unul mi-a vândut un pont și mi-a zis așa: fii atentă că dacă îi zici maestre cum voiam, da, te dă afară. Zic, tu cum o să mă dea afară din grădină și din cafenea? Ține cont, ascultă-mă. Dar să-i zici meștere, că asta e tare frumos și îi place. Îndărătnicirea noastră nu cunoaște maestri, cunoaște numai meșteri. Pentru că meșteșugul meu nu este ca să joc eu, ci ca să schimb starea sufletească a dumitare. Deci orice meșter spune, vino meștere, vezi că asta curge, vezi că asta nu se îmbucă, vezi că asta nu merge, vezi, atunci cheamă un meșter ca să-i repar puțin sufletul. Maestre? Nu. Nu pot să mă las atâta pe spate cât aș vrea eu ca să-l arăt pe el. Și nu prea mi-e drag. Sunt împotriva, mărturisesc. Dar meștere dovedește că este și o meserie. E har, dar har este și la un om care face o pară din pământ sau din care sculptează, care face. Tot asta se cheamă. Ori asta fac și eu. Sculptez sufletul spectatorului meu ca într-adevăr să pornească pe un drum al lui cu mine în față. Cu mine ați reușit și cu sufletul meu, așa că, iubite meșteri, eu vă rog să ne spuneți și niște versuri, așa încât eu, cea care am promis, să mă țin de cuvânt și să fiu crezută că sunteți nu doar un mare, mare artist, ci și un autor, un poet. O, Doamne! Vedeți, mai moșule, ai 16 nepoți, 8 băieți și 8 fete. Pe care îl iubești mai mult? Și el nu vă răspunde niciodată. Păi dacă e adevărat, nu răspunde, clar. Haideți, Doamne ajută. S-o citim pe ultima, de obicei se citește prima. Ei, bătrâne, mai dă-ne un rând. Stau cu sufletul meu tihnit la masă. În fiecare toamnă pleacă, mă lasă.
Nu e vina lui că nimeri din greșeală. În viața mea, cenușiu hibernal. E bătrân. Hai de nu urât. Pasul lui era necontenită pe rindă. Vorbele lui doar cânt și colindă. Cine dracul l-a învățat să se închine? Cum Dumnezeu m-a nimerit tocmai pe mine? Ei, bătrâne, mai dă-ne un rând. Când o fi să ne vedem, suflete, de-o să fie, oferă-mi un ultim gest de curtoazie. Ocolește-mă. Uită-mă. Pierde-mă într-o seară. Rămâi la pieptul ei de veșnic, nevârstnică vară. Ei, bătrâne, mai dă-ne un rând. În picioare. Se face răcu. Să rămână. Mulțumesc. Gata. Asta a fost, dragilor. It was. Da, aveți, noi pe voi. Aveți toate inimile noastre aici. Da, încă puțin? Nu, nu. Nu, nu, stați puțin. Nu, nu, nu. Da, mă uit doar că la Ileana cred că m-am uitat să mă aplaude. A doua oară?